Produse mai sănătoase pentru donatorii de sânge. Din octombrie, cei care vor dona o picătură de speranță vor primi în schimb alimente bogate în vitamine, proteine și minerale necesare pentru restabilirea caloriilor pierdute. Guvernul a decis să dubleze costul pachetului alimentar, care va constitui 100 de lei. Autoritățile au anunțat că deja au identificat resursele necesare în acest sens. Alexei Priseajniuc deschide regulat ușa Centrului Național de Transfuzia Sângelui din Capitală pentru a salva alte vieți. A treia donare, deja eu o fac regular, noi cu prietenii mei, odată în an, odată în jumătate de an, venim aici și dăm sânge. Mă simt ca patriot al țării mele și că iubesc în patria și oamenii care au nevoie de ajutor nostru. Cei care donează o picătură de speranță spun că este de datoria lor să-i ajute pe cei aflați în impas. Cu unele persoane, chiar în caz de urgență și necest, este nevoie, poți fi șorud, poți fi, adică oricând asta poți apară. Și acesta și este motivația. Să sfătuiesc pe alții, să vii să facă așa donare. Cred că să mai venim, să mai ajutăm și pe altcineva, poate că sunt tare multe persoane care au nevoie de sânge. Donatorii primesc în schimb un certificat medical pentru 2 zile și un pachet cu produse alimentare. Aceștia recunosc că alimentele oferite de stat nu le asigură cantitatea necesară de calorii pierdute. Este un pătiu de găină, 390 de grame acestea, sardinela, nu știu, pește și lapte concentrat. Pește eu nu mănânc, nici pătiu eu tot nu mănânc. Din luna octombrie, donatorii de sânge vor primi un nou coș alimentar. Acesta va include 1 litru de suc fără adaos de zahăr, conserve din legume, carne și pește. Totodată, donatorii vor mai primi ciocolată și fructe uscate. Costul unui astfel de pachet va fi de 100 de lei, dublu față de cât este acum. De fapt, reprezintă produse lipsite de orice aditiv alimentar, produse bogate în vitamine și care ar aduce numai plus valoare organismului sănătos. Dar donatorii de sânge sunt acea categorie a populației care reprezintă partea sănătoasă a societății. Astfel, donatorul va primi un set revizuit de produse alimentare, valoarea căruia a crescut de la 50 de lei 90 de bănuți la 100 de lei. Costul estimativ necesar pentru procurarea seturilor de produse alimentare donatorilor pentru 12 zile constituie circa 8 milioane de lei. Autoritățile dau asigurări că au identificat deja soluții pentru acoperirea acestei sume. Peste 130.000 de vieți sunt salvate anual în Republica Moldova datorită transfuziilor de sânge. În fiecare an au loc peste 80.000 de donări, dintre care 85% sunt voluntare. Potrivit autorităților, în ultimii 10 ani, numărul acestora s-a majorat de 3 ori.